Căile Ferate Române, CFR, a fost până în 1998 Compania Națională de Transport Feroviar a României. CFR, ca instituție, a fost fondată în 1880, după ce prima cale ferată pe teritoriul actual al României a fost deschisă în 1854. După divizarea companiei, CFR SA a rămas administratorul infrastructurii pentru transportul de călători și marfă pe calea ferată din țară și au fost înființate alte companii deținute integral de stat pentru asigurarea transportului de călători și marfă. Sediul central al CFR este în București, în Palatul CFR, situat în apropierea Gării de Nord. Compania are sucursale regionale în orașele Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Galați, Iași și Timișoara. Rețeaua feroviară este integrată semnificativ cu alte rețele feroviare europene, oferind servicii paneuropene de transport de pasageri și marfă. Prima linie de cale ferată pe actualul teritoriu românesc, care este și cea mai veche de pe rețeaua CFR, a fost deschisă pentru traficul de mărfuri la data de 20 august 1854, între portul dunărean Baziaș și Oravița. Calea ferată Oravița-Baziaș, având o lungime de 62,5 km, a fost folosită inițial doar pentru transportul cărbunelui. Traseul de 62,5 km trecea prin localitățile Răcăjdia, Iam, Iasenovo și Bela Crkva, adică Biserica Albă, ultimele două localități aflate în districtul Banatul de Sud, Voivodina, Serbia. Denumită Kolenban, linia cărbunelui, aceasta era destinată înlesnirii transportului cărbunelui de la minele din zona Aninei la Dunăre. Construcția liniei a început în 1846, fiind întreruptă în timpul Revoluției de la 1847-1848, apoi reluată în anul 1850 și terminată în 1854. Până la deschiderea liniei Oravița-Anina cu tracțiune cu aburi pe 15 decembrie 1863, cărbunele era transportat la Oravița pe porțiuni orizontale prin așa numitele fer de ban, adică cale ferată cu tracțiune cabalină, iar pe porțiuni în rampe prin planuri înclinate de funiculare. Urmele terasamentelor acestei linii provizorii, precum și o parte din tunele, unele amplasate chiar în imediata apropiere a traseului actual, se mai păstrează și astăzi. De la 12 ianuarie 1855, linia a fost administrată de căile ferate de stat Cezaro-Crăiești, Banatul fiind în același timp parte a Imperiului Austriac. După diverse îmbunătățiri tehnice la linie, în următoarele luni, relația Oravița-Baziaș a fost deschisă pentru traficul de pasageri la 1 noiembrie 1856. În Moldova și Țara Românească au existat proiecte de construcție de căi ferate cu tracțiune animală sau cu aburi, încă din 1842. Însă, din motive necunoscute, primele inițiative nu au fost duse la bun sfârșit. De-abia după unirea lor în cadrul Principatelor Unite, proiectele de construcție au început să se concretizeze, astfel între 1864 și 1880 fiind construite în concesiune mai multe căi ferate pe teritoriul Principatelor. Pe 1 septembrie 1865, compania engleză John Trevor Barclay a început construcția liniei București-Giurgiu. Această linie a fost deschisă pentru trafic la 26 august 1869 și a fost prima linie construită pe teritoriul românesc din acel timp. În septembrie 1866, Parlamentul României a aprobat construcția unei linii de 915 km, de la Vârciorova în sud până la Roman în nord, trecând prin Pitești, București, Buzău, Brăila, Galați și Tecuci, toate orașele importante de la acea vreme. Costul construcției era la acel timp de 270.000 de franci de aur pe kilometru și construcția a fost încredințată consorțiului german Strusberg. Linia a fost deschisă în mai multe faze,
Prima parte, Pitești-București-Galați-Roman, a fost deschisă la 13 septembrie 1872, iar partea Vârciorova-Pitești pe 9 mai 1878. Linia Vârciorova-Roman a fost o parte importantă a infrastructurii feroviare române, deoarece a făcut legătura între extremitățile regatului, fiind o conexiune importantă pentru călători și marfă între orașe importante ale țării românești și ale Moldovei. Prima linie din Moldova a fost deschisă în perioada 3-15 decembrie 1869 pe traseul Gara Suceava, Gara Burdujeni, Roman, în lungime de 102,5 km. La 10 septembrie 1868 a fost finalizată Gara București Nord. În ianuarie 1880, Parlamentul României a votat pentru transferul liniei Vârciorova-Roman din administrarea privată a consorțiului Strusberg la administrarea națională, guvernul formând Instituția Căilor Ferate Române, care a continuat să existe până în prezent. În 1918, Regatul României s-a unit cu regiunile Transilvania, Banat, Basarabia și Bucovina pentru a forma România Mare. Ca urmare, toate căile ferate din aceste regiuni, care au aparținut înainte Austro-Ungariei și Rusiei, au intrat în proprietatea CFR. Acest eveniment a fost unul important în istoria CFR, deoarece uzina de vagoane de la Arad, aflată înainte sub control austro-ungar, a intrat în proprietatea CFR, astfel a început fabricarea a numeroase tipuri de vagoane și locomotive pentru CFR. Tot în această perioadă au fost introduse locomotivele diesel. Prima jumătate a secolului 20 a fost perioada în care mai multe căi ferate au fost dublate, pentru a permite traficul simultan în ambele sensuri și deci un trafic mai mare. Prima linie cu șină dublă fusese deschisă la 25 ianuarie 1895, pe distanța de 14 km dintre Iași și Lețcani, cu scopul de a facilita lucrările de construcție a liniei Iași-Dorohoi. În continuare au fost dublate următoarele linii: București-Ploiești între 1891 și 1909, Ploiești-Câmpina 1910-1912, Constanța-Cernavodă în 1931, Adjud-Tecuci în 1933, Teiuș-Apahida între 38 și 40, Câmpina-Brașov 1938-1941, Buzău-Mărășești 1940-1942. După ce România a devenit o republică comunistă în 1949, a avut loc o investiție semnificativă în căile ferate. În această perioadă, căile ferate au fost considerate simbol al industrializării rapide a țării sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu Dej și a lui Nicolae Ceaușescu. Pe lângă creșterea traficului feroviar și al construcției de noi linii, în special în zonele rurale, electrificarea și dublarea liniilor au ocupat un loc important. Prima linie electrificată a fost București-Brașov, pe care volumul de pasageri și marfă erau foarte mari. Primul proiect pentru electrificarea unor porțiuni din această linie a fost realizat în 1913, iar pentru demararea lucrărilor, guvernul a luat o serie de hotărâri în anii 1929, 1934 și 1942, urmând ca din 1942 să se treacă la realizarea proiectului. Din cauza războiului, lucrul la electrificare a început însă abia în 1959, iar prima porțiune electrificată, Brașov-Predeal, a fost deschisă la 9 decembrie 1965. La 20 aprilie 1966 s-a deschis o nouă porțiune, Predeal-Câmpina. Linia a fost totalmente electrificată la 16 februarie 1969 și a funcționat cu energie electrică la tensiunea de 25.000 V și frecvența de 50 Hz. În continuare au fost dublate diferite linii, printre care Făurei-Galați 1965-1971, Pantelimon-Cernavodă 1969-1971, București-Roșiorii de Vede-Craiova 1965-1972, Chitila-Golești 1968-1972, Brașov-Câmpul Libertății 1970-74,
Adjud Suceava, 1972-1975. La începutul anilor 1970, locomotivele cu abur au fost complet scoase din circulație, fiind înlocuite cu locomotivele diesel și electrice. După Revoluția din 1989, când a căzut regimul comunist, România a rămas cu una dintre cele mai mari, dense și utilizate rețele de căi ferate din Europa, dar, în același timp, a rămas în urmă cu întreținerea acestei infrastructuri. Acest lucru, combinat cu decăderea economică din anii 90, cauzată de trecerea țării la economia de piață, a dus la intrarea companiei CFR într-o relativă perioadă de declin. Câteva rute mai puțin circulate, mai ales în zonele rurale, au fost desființate, iar materialul rulant, achiziționat în mare parte în anii 70, a intrat într-o perioadă de lipsă de reparații. Imaginea CFR-ului, atât în țară cât și în străinătate, a avut mult de suferit datorită serviciilor feroviare de proastă calitate și conducerii slabe. Situația a continuat până în 1998, când Societatea Națională a Căilor Ferate Române a fost reorganizată în 4 instituții finanțate independent pentru a mări eficiența, iar compania a fost redenumită Compania Națională de Căi Ferate. După acest eveniment, situația căilor ferate românești s-a îmbunătățit, în mare parte datorită ameliorării situației economice a țării după anul 2000, ce a permis pornirea unor proiecte de investiții ceva mai importante. După 1989, un număr relativ mare de linii au fost închise, în special cele destinate folosirii industriale sau liniilor înguste. Acest lucru s-a datorat și creșterii masive a numărului de companii private de autocare și al traficului redus de pe aceste linii. În ceea ce privește liniile înguste, majoritatea sunt grav afectate de furtuni și alunecări de teren. De exemplu, Târgu Mureș, Band, a fost furată aproape complet. Circulația trenurilor pe aceste linii a fost întreruptă încă din anul 1997, iar Sibiu-Agnita este complet impracticabilă din cauza construirii unui pod rutier. Există însă câteva căi ferate înguste cumpărate de operatori privați și redeschise, precum cele de pe Valea Vișeului, de la Brad și Moldovița. Pe aceste linii circulă destul de des mocănițe în scop turistic. În anul 2004 a fost înființată divizia CFR Electrificare, având în administrare circa 10.000 de kilometri de rețea de contact electrificată, 77 de substații de tracțiune și un număr de 3.500 de angajați. În martie 2010, 10.301 angajați din cei 64.000 ai companiilor CFR au fost disponibilizați. La începutul anilor 2000, a început un program de modernizare pentru a-și îmbunătăți imaginea care era, și la nivel național și la nivel internațional, afectată de rapoartele legate de serviciile de proastă calitate. Primele faze ale modernizării au inclus îmbunătățirea trenurilor rapide și intercity, precum și expansiunea serviciilor intercity. Fumatul este interzis în toate trenurile CFR de la data de 1 septembrie 2006. Între 2001 și 2004 a fost reabilitat tronsonul București-Ploiești-Vest-Câmpina, urmat de tronsonul Câmpina-Sinaia-Predeal, între 2009 și 2012. CFR a inițiat un proiect major de infrastructură în aprilie 2006, modernizarea liniei București-Constanța, pentru a îmbunătăți viteza maximă ce poate fi atinsă pe această linie, de la 140 de km pe oră la 160 de km pe oră. În 2013, CFR a demarat un proiect amplu de modernizare a tronsonului Sighișoara-Simeria, pentru creșterea vitezei de deplasare la 160 de km pe oră pentru trenurile de călători și 120 de km pe oră pentru trenurile de marfă. În 2006, lungimea simplă a liniilor aflate în exploatare era de 10.789 de km, iar lungimea desfășurată a acestora era de 20.677 de km față de 21.030 de km în anul 2001. Și avea în componență circa 992 de stații de cale ferată. În rețea mai sunt în prezent 27.367 aparate de cale echivalente față de 30.242 în anul 2001,
iar la data de 31 decembrie 2007 existau 5.148 de kilometri de linie scadente la reparații capitale, adică 38% din lungimea totală a liniilor de cale ferată. În mai 2011, peste 5.708 kilometri de linii, adică 43% din lungimea totală a liniilor de cale ferate, erau scadente la reparații capitale. Pe rețeaua CFR există 18.170 de poduri și podețe, din care 3.235, aproximativ 17,81%, aveau durată de viață expirată, iar un număr de 10.998, adică 60,53%, erau scadente la reparații pentru readucerea în parametrii inițiali de funcționare, asta în ianuarie 2010. Din cele 10.998 de poduri și podețe scadente la reparații, un număr de 1.112 necesitau reparație în primă urgență, iar alte 209 refacere integrală. În prezent, rețeaua de cale ferată este formată din 9 magistrale principale, din care se desprind mai multe magistrale secundare. Cele 9 magistrale, administrate de Operatorul Național CFR, reprezintă principalele artere feroviare din România. Întreaga infrastructură a CFR însumează 13.807 km, la care se adaugă cei 6.923 de km de linii existente în stații. Din cei 20.730 de km aflați în exploatarea CFR, 17.535 de km de infrastructură este publică, iar 3.197 de km privată. Infrastructura feroviară publică aparține statului, atribuită în concesiune Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Limita de viteză pentru toate trenurile din România este de 160 de km pe oră, dar singura rută pe care trenurile pot circula cu o asemenea viteză este București-Constanța. De asemenea, pe rutele București-Florești-Prahova și kilometrul 614 Arad-Curtici se poate circula cu 140 de km pe oră. Pe restul liniilor, viteza maximă este de 120 de km pe oră. CFR Călători, secția de transport pasageri a CFR, operează două tipuri de trenuri. Regio, fostele trenuri personale, ce opresc de regulă în toate stațiile și haltele de pe parcurs, având cea mai mică viteză medie și cele mai mici tarife. Sunt folosite pentru două mari scopuri. Pentru a face legătura dintre un oraș și comunele apropiate sau pentru a face legătura dintre două orașe învecinate. Interregio, fostele trenuri rapid și accelerat, care aveau anterior standarde similare de viteză, stații în care opresc și confort. Trenurile Interregio opresc în stațiile mari și mijlocii de pe parcurs, fiind folosite pentru distanțe lungi și medii. Trenurile internaționale ale CFR Călători sunt încadrate în această categorie. Trenurile Intercity au fost retrase, datorită imposibilității companiei de a asigura viteza minimă de 60 de km pe oră cerută de Uniunea Europeană pentru această categorie de trenuri. Transportul feroviar este o modalitate eficientă și economică din punct de vedere energetic de transport terestru cu mijloace mecanizate. Calea ferată asigură o cale de rulare foarte dură și în același timp netedă, pe care roțile trenului pot rula cu minimum de fricțiune. Ca exemplu, un vagon obișnuit poate transporta până la 125 de tone de încărcătură. Comparativ cu alte modalități de transport terestru, unui tren este necesară cu 50 până la 70% mai puțină energie pentru a transporta o tonă de marfă ori a unui număr dat de pasageri decât mijloacelor de transport rutier. Un alt avantaj față de transportul rutier, calea ferată distribuie greutatea trenului uniform pe calea de rulare, fapt ce duce la posibilitatea de a încărca greutăți substanțial mai mari pe axe. Utilizând transportul feroviar, se face o importantă economie de spațiu. Astfel, o linie ferată dublă poate duce mai mulți pasageri în același interval de timp decât o autostradă cu patru benzi. Ca rezultat, transportul feroviar este o formă majoră a transportului public în multe țări.